Salutare! Astăzi o să facem un nou episod în care o să încercăm dulciuri din Anglia, pentru că am fost acum câteva zile în Anglia și am cumpărat niște dulciuri și din păcate nu am reușit să filmez niciun daily vlog acolo pentru că a trebuit să fie ceva pe grabă, așa că m-am întors înapoi cu aceste dulciuri pe care o să le vedeți imediat. Așa că hai să-i dăm drumul la această degustare și să-i dăm bătaie. Prima este acest picnic, care este probabil un baton de ciocolată, așa că acesta este. O să trebuie să... Mamă, cât de bine arată, arată exact ca un Snickers. Mie îmi place Snickers, dar asta picnic nu am mai mâncat în viața mea și o să vreau să facem degustarea în fața ca... Mamă, ce bine arată! Mamă, cât de bine arată, ce alune mare are! Dar chiar miroase ca Snickers, nu? Are biscuiți, caramel, alune și ciocolată. Dar e mișto consistența lui. Bine, practic s-au și zdrobit pe drum, pentru că le-am lăsat în bagaje și probabil s-au zdrobit pe drum și s-au topit și le-am lăsat și puțin în frigider. Mamă, ce se simte aroma de caramel și alune. Aude, bună e. Yummy. Cred că nici nu mai are rost să mai dau note de acum, pur și simplu trebuie să-i dau nota 10 pentru că e prea bună chestia asta. Aici pe ea scrie Shake it up with picnic. Ok, nu cred că trebuia să fac chestia asta. Următoarea este aceasta, care se numește Cadbury Twirl. Am mai mâncat acolo la niște persoane niște dulciuri, dar din păcate pe acelea nu le-am găsit în magazin ca să le fac review și așa mai departe. Iar astea de la Cadbury sunt foarte multe sortimente, foarte multe arome. Asta are... câte tare! Asta are 4. 5! 5 din acestea, cu niște batoane. Multipack, not for resale. What? E ceva gen ca Twix asta din câte văd, pentru că e foarte subțire. Haide, o scoatem. E doar ciocolată înăuntru. E ciocolată aerată. Zici că are cafea înăuntru. Mamă, cât de bună e. Exact ca și când ai... Dar nu e cafea. Dar e... Are mai multă cacao, ceva ca și când ar fi ciocolată din aceea măruie. Cred că asta e. Pe deasupra este ciocolată foarte, foarte dulce, dar înăuntru este puțină ciocolată măruie. Și este aerată, deci are aer, bule de aer prin ea. O să-i dau nota 10 pentru asta, mamă, cât de bun e. Următoarele sunt acesta. Ia să vedem cum se cheamă. Cadbury Brunch Bar Peanut. Aici văd că sunt 6 batoane proteice și din câte văd, am citit pe spate la informații nutriționale că ai, faci proteine, faci mușchi de la asta. Mamă, cât de... Ok, o să scoatem doar una, pentru că se vede clar că sunt toate aici. Perfect. Dăm asta la o parte sau hai să o ținem aici. Ok, Cadbury Brunch Bar. Ok. Mamă. Ciocolată, bineînțeles, iar pe deasupra văd că are ca niște... Ce-s asta? Cereale? Are înăuntru o grămadă de cereale. Ciocolata este numai puțin prin prejur. Mă transformă în Hulk dacă mai mănânc multe de astea. Mie îmi plac batoanele astea cu cereale foarte mult și cu ciocolată. Sunt batoane proteice astea, deci sunt foarte bune. O să-i dau nota 10 și dacă vreți să faceți mușchi, vă recomand astea. Următoarea este aceasta, de la Maryland Cookie Bites. Astea sunt niște fursecuri de ciocolată, dar văd ca o grămadă, mini chocolate chip. Ok, pe aici se deschide. Wow, mamă, ce fel miroase. Sunt niște ciocolate mici, mici, mici. Bine, s-au lipit între ele, pentru că le-am ținut și în frigider. Fiți atent de mișto. Are un biscuit cu ciocolată în mijloc. Deci este ciocolata pe deasupra, după aceea este biscuitele și după aceea biscuite mai este încă o ciocolată.
Așa nu este cine știu, mamă, de-abia acum începe să fie cât mai dulce, cât mai dulce și mai dulce din ce în ce mai dulce. Astea sunt niște chestii, ce, cred că sunt cele mai drăguțe chestii de până acum pe care le-am văzut până acum din Anglia. Așa că o să le dau nota 10. Și 10 și pentru drăguțeală sau cum se zice. Următoarea este aceasta, ciocolata Cadbury Dairy Milk Oreo. Haideți să vedem. Arată binișor. Rupem. E puțin topită. Nu știu dacă se vede, dar vedeți că este Oreo înăuntru, exact crema de la Oreo. Bon appetit. Mă, cât de dulce e. Wow. Crema aia de la Oreo se simte foarte puternic. E exact ca și când ai mânca doar crema din mijlocul unui biscuit de Oreo și pe lângă crema aia este înfășurată, învelită în ciocolată și este foarte bună. Mamă, ce bine mă simt când am mâncat aia, așa că o să-i dau nota 10. Și ultima, dar nu cea din urmă, este aceasta de la Cadbury și se cheamă Curly Wurly. Wow! Adică eu sper că am precizat bine, văd că aici este format din 4 pachete. Și se scrie Curly Wurly. Așa se scrie, dar nu știu exact cum se citește. Ia să vedem. Pa, geleuri astea. Sau e ciocolată? Mau, cât de subțire e. Astea sunt geleuri? Habar n-am, când le-am luat arătau prea drăguț și tocmai de aceea vreau să le iau. Au. E ciocolată. Wow! Ce șmecher! Ce tare! Cât de șmecher e asta? Mamă, e ciocolată, zici că e o scară. Cât de tare! E caramel! Deci nu se rupe. Zici că e ca și când ai mâncat o caramea cu ciocolată. Dar e foarte bună. Mamă, cât de bună e. Caramelul ăla dinăuntru parcă este foarte diferit de caramelul normal pe care îl avem noi. Yummy, yummy. Nu mă satur de chestia asta, e prea bună. Prea ca la țară. 10 direct, deci nu mai stau la discuție. Perfect! Cam acesta a fost videoclipul, așa că sper că v-a plăcut. Dacă vreți să vedeți alte episoade cu încerc arome și dulciuri din diferite țări, scrieți în comentarii și o să vedem, poate o să facem rost de ele. Sau poate o să ne ducem și le cumpărăm. Așa că nu uitați să dați un mare like, să distribuiți acest video mai departe și vreau doar să vă mai zic că voi sunteți cei mai tari și apropo, urmăriți pe pagina de Instagram Florin Hriscu, o găsiți în descriere sau dați-mi un follow neapărat acum, imediat ce se încheie acest video, dați-mi un follow pe Instagram și vreau doar să vă mai zic că voi sunteți cei mai tari dansatori și noi ne vedem data viitoare cu multă pace și iubire. Salutare!